România se pregătește pentru război, sau mai bine spus, războiul se pregătește pentru România. Fiindcă România se poate confrunta cu un război, dar să văd eu războiul ăla care are tupeu să se confrunte cu România. Războiul declarațiilor dintre noi și ruși se ascute din ce în ce mai tare. S-a ajuns până într-acolo încât președintele Băsescu l-a acuzat pe vicepremierul rus Rogozin că ar fi cam bețiv. Adică asta e ca și cum Bianca Drăgușanu ar acuza-o pe Daniela Crudu că e cam curvă. E ca și cum Dan Negru ar spune despre cineva că e cam zgârcit. Și ca treaba să fie cât mai completă și rahatul cât mai maro, tinerii până în 35 de ani au fost chemați la încorporare. Asta ne mai lipsea. Să te ții statusuri pe Facebook, parcă le văd. Feeling meh at garnizona Pitești. Sau selfie-uri cu miguri. Totuși, e foarte important cine te conduce în luptă. Adică, imaginează-ți cum ar fi să-l ai comandant de detașament pe Adrian Mititelu. Tu mergi, Micrie, la război, fratele meu, este fi pregătit întotdeauna. Tu ești pregătit întotdeauna, n-ai să-ți fac. Ați venit, dați-mi la n-ai să-ți fac. Domnule comandant, de fratele meu. Văd acolo în zare un tank inamic. Unde vezi? Acoperit strategic cu o copertină. E zic, fratele meu. Nu e fratele meu, Ioana Roman. Și-a pus Lenina de ploaie. Nu înțeleg ce are pușca asta, de nu merge. Nu le repicere, fratele meu. Tu ți-ai zicat? Da, un car și nu vrea să-și dea drumul. Nu, asta, fratele meu, de pușcă te întreb. Domnule comandant, Uliri, acum chiar că văd o primejdie. Ce, fratele meu? O escadrilă întreagă de avioane inamice. Eu zic, fratele meu. Nu e, fratele meu, un sol de ciori. Da? Păi de ce zboară încoa? Le avem micul rapidul. Mi s-a făcut foame, n-avem catering. Nu avem catering, fratele meu, avem catering, dacă vrei. Eu nu pot să apăr țara cu stomacul gol. N-avem provizii de război. Ba, le avem, fratele meu, dar le terminăm la prânz. Uliri! Băi, trageți, bateți, stați! Eu nu știu cu ce să tragem, fratele meu, dacă n-avem muniție, tragem bășini? Cum n-avem gloanțe? De ce n-avem gloanțe? Andrei, eu puntea de Craiova, după Olguța. Păi și noi cu ce ne apărăm? Ne apărăm cu ce apără Oltenii, fratele meu. De te bă-n c***i de nenorocit, de vrei cum te c***i de nenorocit? De te bă-n c***i de nenorocit, de te bă-n c***i de nenorocit, de te bă-n c***i de nenorocit, de te bă-n c***i de nenorocit. E, nu e, fratele meu, a fost confuzie, nu e rușie, moldoveni. Dar cum i-ați recunoscut? După uniformă? Nu, fratele meu, după țiclele de vodcă. După țiclele din Focșani, știi? Cu-ți, bă, m***i de nenorocit, 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 de nenorocit,